Luță m-a anunțat încă de vineri, cei drept pe mine m-a anunțat primul, că, că pleacă într-un loc absolut special din România. Pentru că de ce? Cum ar zice Nea Gigi. Pentru că de ce? Pentru că de ce? A descoperit pe wall-ul nostru de la emisiune un mesaj de la Ghiță Ciobanu. Îl știi pe Ghiță Ciobanu? Ghiță Ciobanu? Ghiță Ciobanu. Nu cred! Ăla a de cu croasantul lui de dimineață? Nu, nu, nu. Ghiță Ciobanu din reclamă. Ba da, ba da, ba da. Ăla cu... Deci... Exact, exact. Ghiță Ciobanu. Ăla i-a scris pe... Ne-a scris pe nouă pe Facebook, pe Ola Neața. Și? Și l-a invitat la el la stâng. Pe cine? Pe Vlăduța al nostru. Pe și foama mea? Aia e. Și a mea. Măi, ar fi vrut să ne cheme pe toți, da. Dar a zis că începe cu Vlăduț, care poate să facă și treaba acolo, că noi pe Flavia Balerina nu știu dacă o vezi bine la stâng. Da, mă rog. Avem pe Facebook postarea celebrului de acum, Ghiță Ciobanu. Omul care v-a transmis gânduri bune de la stână. Băi, are vreo 130.000 de prieteni pe Facebook, n-ai înțeles. Ne-a zis așa: salut domnul Vlăduț, îmi place tare mult cum faceți de mâncare acolo la emisiune. Așa. Omul sincer. Da. Dacă aveți vreodată drum prin Jina, în mărginimea Sibiului, vă invit la mine la stână, poate mă invitați pe mine la voi la emisiune și mă învățați o rețetă faină de a dumneavoastră. Sănătate și numai bine. Să știți că și eu am intrat, scuză-mă, pe Facebook, eram curioasă să văd cine este. Așa. Și e drăguț. La stână. La și... E cam drăguț, păcat că e însurată. Cine, Ghiță? Ghiță, cum? Du-te, mă. Băi, da, sunt în măsură. L-am tocărit. Șoc! Sunt în măsură. Eu știi că îl trimit, nu-l trimit pe Vlăduț cu mâna goală. Nu, dar cu ce? Întotdeauna îi dau tehnologie la îndemână. Aha. Nu știi niciodată în vârf de munte ce ți se întâmplă. Așa, corect. I-am dat o tabletă lui Vlăduț. Da. Și suntem în legătură directă, cu ajutorul tehnologiei, desigur, cu Vlăduț și cu Ghiță Ciobanu. Voi nu știu dacă îl vedeți foarte bine, poate doar îl auziți. Vlăduț, ne auzi? Da, vă aud foarte bine, Neața, băieți, Neața Flavia. Neața Vlăduț. Doamne, tu măi, tu ne vezi? Că eu nu văd decât o umbră și o umbră cu clop. Eu vă văd foarte bine, de fapt noi vă vedem foarte bine. Și Ghiță vă vede foarte bine. Ghiță, ia, salută-i pe băieți, te rog. Nu, băieți. Fă-le cu mâna la băieți. L-ați văzut pe Ghiță? Da. Capacul ăla de oală de 10 litri e în mână sau ce ce? O ridicați, da, da, da. O făcut un pic de Vlăduț, eclipsă. Întreabă-l pe ciobanul Ghiță, care acum deja e celebru. Cum arată o dimineață normală în viața lui? La cât se trezește? La cât iese din stână? Ce face în primele ore ale dimineții până noi suntem la birou? Ghiță, spune-mi și mie, te rog frumos, ce faci tu în fiecare dimineață? Care este viața ta? La ce oră te trezești? Când iei micul dejun? Ce mănânci la micul dejun? Care este activitatea ta de zi cu zi? Așa, de când începe ziua? De când răsare soarele? Bună dimineața, în primul rând. Și acum mai târziu un pic. Mă trezesc la ora 4, 4 jumate. La 4? Da. Băgăm oile la strungă. Mulgeți oile? Mulgem oile până la 6. Bezi așa, lapte proaspăt? Bez lapte de oaie. Proaspăt? Da, da. Așa? După care plecăm unul cu oile, unul cu alte și toată ziua avem activitate. Adică toată ziua are activitate, băieți. Asta este foarte important. Uitați-vă la culoarea lui din obraj. Eu, pe cuvânt, nu am crezut că există acest Ghiță. Am crezut că este un personaj fictiv. Așa că am hotărât, bineînțeles și cu ajutorul vostru, am hotărât să-l văd pe Ghiță în carne și oase, așa, cu șuba asta pe el, originală de cioban. Mulțumim, Vlăduț. Am preluat legătura salutării la Jina. Îl salut pe domnul Ghiță, eu zic să te pună la muncă, îl văd om cu, cum să zic eu, cu inițiativă. V-am pupat, ne vedem în câteva momente când Vlăduț va găti oficial la o stână, e o premieră națională cel puțin pentru noi. Vlăduț, bună dimineața! Bună dimineața din nou! Ce vorbești tu despre Mioriță? Uite aici Miorul adevărat, Miorul 1 și Miorul 2. Trebuie să vă spun că aici e un aer absolut senzațional. E un aer curat și o mare plăcere alături de Ghiță să-l învăț mici trucuri de bucătărie. Ne aflăm de altfel la Jina, la poalele munților, cum se numesc munții? Cindrel. La poalele munților Cindrel. Trebuie să vă spun că e un peisaj senzațional, așa că și preparatul nostru de astăzi
Adică o tocană delicioasă, o tocană ciobănească va ieși senzațională. Fermecată. Fermecată, îmi place să spun. Bine. Ca și ingrediente, în primul rând, carne de oaie, evident. Mai precis, carne de miel. O vom găti fără ulei, o vom găti cu unt de oaie, care este delicios, este gras și foarte, foarte parfumat. Vom mai folosi și niște brânză, vom mai folosi usturoi, evident, câțiva cartofi, ardei iute, multă verdeață, un pic de tarhon. Vom stinge totul cu mult, mult vin roșu, pentru că trebuie să aibă un gust adevărat ca și la stână. Dar înainte să mă apuc de treabă, vreau să-l întreb pe Ghiță ceva foarte, foarte important. Ghiță, spune-mi, te rog, ce mănâncă ciobanii dimineața? Sau ce mănâncă toată ziua? Ce mănâncă ei, cu ce se hrănesc? Dar arată atât de bine. Roșu în obraș ca tine. Mâncare sănătoasă, în primul rând, ei. Asta de la sigur. Mămăligă, brânză, carne de mioaie. Lapte. Lapte. Smântână naturală. Ai văzut, nu din, Dani? Nu din magazine de unde se cumpără aici în București. Tot, da, aici este totul natural, direct de la oaie. De la magazine din București, care le cumpără din supermarket, nici zice că e un produs tradițional. Da, nu vorbim despre asta, Ghiță, vorbim despre ce vom găti noi împreună astăzi. Asta este foarte important. Mai multe detalii o să le dăm băieților pe parcurs, pentru că trebuie să ne apucăm de treabă. Vom adăuga și câteva nuci, câteva miez de nucă proaspăt cules din pom. Exact acum 5 minute, ideea mi-a venit pe parcurs. Băieți, ne auzim puțin mai târziu. Ne auzim. Stă foarte bine. Da. Aș vrea să văd peisaj, Mițel, da. Că văd numai pomi și două... Da. Uite-te puțin ce peisaj este în spatele meu. Uite-te păi puțin. Așa, Vlăduț, păi asta uite, este. Uite-te puțin peisaj adevărat. Ia uite cât au tăiat ăștia. Da, data viitoare când... Dani! Da, Vlăduț. Dani, vreau să-ți dau... Vreau să-ți dăruiesc ceva. Nu rupe, mă, mie îmi plac merele de la Popescu din curte, mă, de aceea. De la Popescu, uite, eu te aduc un măr de la munte. Da. Mulțumesc, Vlăduț. Atât ne aduce de la stână un măr? Data viitoare când intrăm în direct, Vlăduț, vreau neapărat să-mi afli de la Ghiță Ciobanu, care deja e un cioban cunoscut pe Facebook și în reclamele celebre, exact ce tipuri de brânză faci acolo, pentru că ai zona din care vine brânza bună, înțelegi? Mărginimea Sibiului. Am înțeles. Brânza celebră. Am înțeles. De România. Eu am venit cu nava, tu cu ce ai venit pe lună? Cu brânză. Te salutăm, Vlăduț. Neața încă o dată, băieți. Neața. Așa cum v-am promis la începutul emisiunii, am ingrediente atent alese. Ghiță, te rog eu frumos, mai pune tu niște cărniță aici la ceaun. A făcut un foc, Ghiță, așa cum scrie la carte. Mie nu mi-ar fi ieșit. Am călit ușor toate ingredientele, adică niște ceapă, ardei gras, ardei iute, toate adăugate la ceaun. E foarte important carnea să o lăsăm cu os. Ghiță a tăiat-o foarte bine la bardă, astfel încât... carnea de pe os este mult, mult mai dulce. E suficient, e suficient, Ghiță, cât ai pus aici. Mie îmi cade tot timpul ăsta de pe cap, nu știu ce să fac. Mai am însă o întrebare pentru Ghiță, pentru că, apropo de, știți voi că este un cântec, ciobănaș la oi am fost, oile nu mă cunosc. Dar pe Ghiță îl cunosc, oile, foarte bine. Ghiță, spune-mi, te rog, de cât timp practici ciobănitul? Practic ciobănitul de la 14 ani. Am fost plecat în țară, la drum și la munte. Iarna la drum, vara la munte. Și asta înseamnă că tu te pricepi la tot ce înseamnă. Știi cum se face brânza, știi cum se bate laptele, știi cum se face untul, că doar am gătit asta, asta e unt făcut de tine, nu? Da, da. Tocana ciobănească obligatoriu cu unt, unt de oaie, da? Da, da. Îi dă un gust specific și o savoare deosebită. Nici nu știți cum miroase aici, însă am și eu ingredientul secret pe care îl scot așa de sub șubă. Este vorba de vinul roșu, care se adaugă din belșug peste tocană, astfel încât se evaporă alcoolul din vin și gustul de vin roșu rămâne în preparat. Cred că o să iasă ceva delicios. Ghiță, între timp, o să prepare și o mămăligă din asta adevărată ca la stână. Sper să iasă totul de minune. Băieți? Da, când ai pus vinul peste tocană, operatorului i-a lăsat gura apă, camera apă, după cum se poate vedea. Băi, ce peisaj! Și noi stăm acilișa. Da.
Vai, steaua mea! Fără șubă, fără vin, fără bardă, fără cloț. Luăm pauză, ne întoarcem imediat.